La mai puțin de o lună după adoptarea amnistiei fiscale, ordonanța se modifică, deși noile reglementări aduc anumite clarificări pentru anumiți debitori, aduc confuzie pentru alte categorii de contribuabili. Guvernul a modificat regulile privind amnistia fiscală la o lună după ce acestea au intrat în vigoare. Una dintre reglementările care aduc clarificări este legată de debitorii aflați în insolvență. Administratorii speciali sau judiciari trebuie să obțină acordul creditorilor pentru accesarea facilităților fiscale. Precizarea vine în contextul în care firmele aflate în insolvență pot face plăți limitate, iar această precizare ajută la evitarea situațiilor în care autoritățile fiscale ar fi fost plătite înaintea altor categorii de creditori care au un rang prioritar. Specialiștii Deloitte avertizează însă cu privire la o modificare care ar putea discrimina persoanele fizice. Este vorba despre introducerea unei reglementări de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale, care sunt stabilite prin decizii de impunere emise din oficiu pentru veniturile persoanelor fizice din anii 2019 și 2020. Aceștia vor beneficia doar dacă deciziile sunt emise din oficiu, iar cere de anulare este depusă în termen de 90 de zile de la decizia de impunere. Avocații Deloitte susțin că această modificare este atât surprinzătoare cât și confuză, mai ales pentru modul în care au fost aleși anii. Noua reglementare ar putea lăsa pe din afară debitorii cărora li s-au permis decizii de impunere pentru alți ani, în afară de 2019 și 2020. În plus, există neclarități legate de șalonarea plății. Contribuabilul nu ar mai fi obligat să stingă atât principalul cât și și toate accesoriile, ca apoi să beneficieze de restituirea accesorilor plătite după data de 6 septembrie 2024. Nu este însă clar dacă un debitor poate beneficia de amnistie și fără a depune notificare, dacă își îndeplinește toate obligațiile de plată. Acest lucru a fost eliminat din lege, însă experții recomandă depunerea notificării pentru mai multă siguranță. O altă nedumerire în noul text al legii este cu privire la accesoriile cu scadență ulterioară datei de 6 septembrie septembrie care au fost achitate la termen și care nu mai pot face obiectul amânării la plată nu se știe dacă mai pot fi restituite în condițiile în care intenția de a beneficia de amnistie a fost depusă ulterior plăților. Un alt paragraf prevede că un debitor care nu respectă condițiile eșalonării poate solicita modificarea acesteia în 30 de zile de la comunicarea deciziei privind pierderea valabilității amânării la plată. Ar putea să exista probleme practice pentru debitori, deoarece modificarea eșalonării se poate face doar cu menționarea perioadei de eșalonare deja aprobate respectiv probleme semnificative cu privire la fluxul de numerar.